cosa succede nel vostro paese per quanto riguarda i consumatori? Tenga presente, lo dico come premessa, che quando si parla di Romania i nostri, diciamo, siamo un pochino preoccupati, perché la Romania viene spesso tirata in ballo come fonte primaria di alcune situazioni poco chiare. Se ne è parlato per la carne di cavallo, se ne è parlato per il pane che viene venduto sulle bancarelle a Napoli, magari a sproposito, probabilmente a sproposito, ma insomma, ecco, Romania per noi ovviamente non è sinonimo di qualità alimentare e di grandi controlli. Quindi chiedevo a un rappresentante dei consumatori com'è la situazione. Vi ringrazio moltissimo per l'invito. Sper să am puțin timp în plus față de cei care au vorbit până acum, fiindcă se va vorbi în paralel cu traducătoarea. Ecco, spero di avere un po' più di tempo, visto che c'è anche la traduzione. Și mai ales că pe lângă prezentare, aș vrea să fac o mențiune importantă, fiindcă doi dintre predecesorii vorbitori au vorbit despre România. Vorrei anche fare una precisazione, dato che due dei relatori in precedenza hanno parlato, hanno ricordato la Romania. Despre faptul că în scandalul cărnii de cal a fost menționată România. Dato che è stata ricordata la Romania proprio nello scandalo della carne equina. Iar noi, ca reprezentanții consumatorilor, salutăm ideea acestui scandal care a fost la nivel european și a pus pe masa guvernelor, primilor miniștri, a Comisiei Europene, a președinților de țări, problema înșelării consumatorului printr-o omisiune sau printr-o scriere greșită a etichetei? Noi, come rappresentanti dei consumatori, salutiamo questo scandalo che è arrivato proprio in un momento nevralgico e che ha portato sui tavoli di governanti della Commissione Europea e di tutti gli altri organi che se ne occupano questo problema della carne equina. Dar precizarea ar trebui să fie făcută. Carnea de cal a plecat din România ca produs materie primă către procesatori. Precizare che la carne equina è partita dalla Romania come materia prima verso i produttori. Și nu a plecat ca produse finite, deci practic partea de etichetare și înșelarea consumatorilor nu a fost făcută de către companiile din România. Dunque, diciamo che c'è stata una frode, non è arrivata dalla Romania, perché dalla Romania non è partito il prodotto già elaborato, etichettato, inscatolato, ma solo la materia prima. Ca și organizație de consumatori, noi suntem o organizație tip umbrelă. Noi, come organizzazione che rappresentiamo i consumatori, siamo un'organizzazione a ombrello. Și reunim majoritatea, în proporție de peste 90% din organizațiile mai mici de consumatori din România. Riuniamo il 90% delle varie organizzazioni di protezione dei consumatori della Romania, anche quelle più piccole. Reprezentăm și avem, ca și membri, din păcate, un numeric destul de mic de membri plătitori de cotizații, undeva la 70.000 de persoane. Purtroppo abbiamo un numero esiguo di membri pagatori, circa 70.000 persone. La o populație totuși de 21 de milioane de locuitori. Visto la Romania annovera una popolazione di 21 milioni di abitanti. Și reprezentăm în diferitele organizații și organisme europene România din perspectiva consumatorilor. E noi reprezentăm la România în toți gli organismi europei da parte dei consumatori, de la prospettiva al punto di vista dei consumatori. Avem undeva acolo sus cifra 9. Vediamo la cifra 9. Este titlul unei campanii din România care se numește O nouă atitudine. È il titolo di una campagna che avviene adesso in Romania, si chiama un nuovo atteggiamento. Datorită faptului că în românește nouă înseamnă și noua atitudine, este un joc de cuvinte. Calambur, in romeno, nove vuol dire anche nouă, nuovo. Și ceea ce ne propunem prin această campanie este schimbarea mentalității cetățenilor români din cetățeni pasivi în cetățeni activi. E così ci proponiamo attraverso questa campagna a cambiare l'atteggiamento dei consumatori, dei cittadini romeni, da cittadini passivi a cittadini attivi. Și pentru a mă încadra totuși în timp, o să sar peste câteva slide-uri.
Tralascerò alcune delle slide per non so passare il tempo. Dar aș vrea, datorită faptului că toți antevorbitorii mei, antevorbitorii din această sală. Però vorrei, visto che i relatori che hanno parlato prima, au vorbit de consumator ca de ceva din altă lume sau cineva de terță parte și uităm faptul că noi suntem consumatori. E tutti hanno parlato dei consumatori come una terza parte, però dimenticando che in fondo i consumatori siamo noi tutti quanti. Indiferent că suntem reprezentanții autorităților publice ale statului, a prescindere se rappresentiamo le autorità pubbliche statali, a reprezentanților societăților comerciale sau asociațiilor profesionale, oppure se rappresentiamo le associazioni commerciali, le imprese commerciali in genere. Ne ținând cont de religie, sex, vârstă, senza differenza di religione, sesso, età e tutte le altre discriminanti. Suntem cu toții consumatori. Siamo tutti quanti consumatori. Și cred că toate prezentările celor care au fost până în prezent. E penso che tutte le relazioni sentite finora. Și dacă fiecare dintre noi, cei din sală și nu numai, e penso che se ognuno di noi, quelli che siamo qui e non solo, am conștientizat că nu suntem clienți când discutăm de agenții economici, nu suntem cetățeni pentru autoritatea publică și fiecare dintre noi suntem și consumatori. E che tutti noi non siamo solo clienti oppure rappresentanti delle autorità pubbliche, ma che siamo anche consumatori. Cred că toate prezentările și tot ceea ce vom face fiecare dintre noi ar putea să fie mai bine pentru noi. E penso che in questo modo tutte le presentazioni, tutto quello che noi facciamo porteranno solo a cose migliori per noi stessi. Și venim cu avionul spre Roma. In viaggio verso l'Italia. Mi-am adus aminte că acum 2000 și ceva de ani. Ricordavo che 2000 anni fa. Tot aici, pe aceste meleaguri, sempre qui su questi lidi, se spuneau două vorbe interesante. C'era un proverbio molto significativo. Mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Și dacă am înțelege cu mintea noastră de astăzi exact ceea ce au vrut să spună cei de acum 2000 de ani. E se noi con il nostro cervello di oggi riusciamo a capire cosa intendevano quelli di 2000 anni fa? Cred că ne-ar fi mai ușor pentru fiecare dintre noi, indiferent de funcția pe care o avem. Penso che sarebbe più facile per noi a prescindere dal ruolo che ognuno di noi să ne fie mai bine. Di stare meglio. Iar al doilea proverb, nu mai știu un latin atât de bine, dar mi-a plăcut foarte mult. Proverbio che a me è piaciuto molto. Drumurile se fac mergând. Le strade si fanno camminando. Și cred că ar trebui fiecare dintre noi să înțelegem și să începem să mergem. E dovremmo ognuno di noi capire e cominciare a camminare. Și pe drumul educării, informării și a conștientizării pentru fiecare dintre noi că suntem consumatori. Camminare sulla strada dell'imparare della consapevolezza che è tutto quanto è per noi come consumatori. Și aici, în această cifră, cele de sus mai puțin importante, dar cele de jos. Le cifre in basso sono più importanti. Când discutăm de reducerea risipei și identificarea problemelor risipei în trasabilitatea alimentară. Quando parliamo della riduzione dello spreco alimentare e la tracciabilità alimentare, vedem că cu toate procedurile unei societăți moderne, cum se dorește Uniunea Europeană, vediamo che tutte le procedure di una società moderna, così come intende essere l'Unione Europea, față de țările în curs de dezvoltare, rispetto ai paesi in via di sviluppo, se păstrează procentul de 40%. Si conserva, rimane la percentuale del 40%. Doar că diferența de la 40% risipă în zona de producție se transferă în zona de comercializare și consum.
Però la percentuale del 40% si trasferisce dalla zona di produzione alla zona di commercializzazione e di consumo. Iar cauzele principali ale risipei, le cause principali dello spreco alimentare, se pot identifica atât în anumite probleme ale procedurilor de fabricare, possono essere identificate in problematiche distribuzione e commercializzare, fabbricazione, distribuzione e commercializzazione. Dar pe primul loc, però al primo posto, este lipsa crasă de educare și informare. E la mancanza enorme di educazione e di informare. Cu toate că trăim într-o societate a internetului, nonostante noi oggi viviamo in una società dell'internet, cu cât avem mai multă informație, più informazione, cu cât avem acces la mai multă informație, più accesso all'informazione esiste, ne este tot mai greu, ci riesce sempre più difficile, să putem identifica informația corectă, identificare un'informazione corretta, dintr-o sursă oficială, che viene da una fonte ufficiale, și mai ales, e soprattutto, am început să spunem tot timpul, nu avem timp, abbiamo cominciato a dire continuamente non c'è tempo, non abbiamo del tempo. Dar uităm un lucru esențial. Però dimentichiamo una cosa essenziale. Exact cum pentru autoturism. Carburantul înseamnă energia pentru a merge. Così come per una vettura carburante vuol dire energia per poter camminare. Așa pentru fiecare dintre noi. Così anche per noi. Mâncarea este carburantul pentru noi. Il cibo è il nostro carburante. Iar dacă la noi se strică o piesă, e se noi, insomma, un pezzo e difettoso, se per noi un pezzo è difettoso, s-ar putea să nu găsim piesa sau să coste atât de mult, atât material, cât și ca și suferință. È possibile che questo pezzo di ricambio non riusciamo a trovarlo oppure costa talmente tanto in termini economici o come sofferenza, încât ar trebui să ne facem timp. E allora dovremmo cercare a trovare il tempo. Să citim etichetele. Leggere le etichette. Să ne uităm la termenul de valabilitate. Di guardare il termine di scadenza. Și să fim atenți și să încercăm să înțelegem ceea ce scrie pe etichetă. Essere attenti e coscienti e capire quello che c'è scritto sull'etichetta. Spunea cineva înainte. Qualcuno qui cred că de la Asociația Profesională a Retailerilor. Dell'associazione degli retailer, dei despre clienti soddisfatti, dei clienti soddisfatti. Nel momento in cui discutiamo despre zona alimentare ca o industrie, quando parliamo del settore alimentare come di un'industria, această industrie nu mai are granițe, nici naționale, nici ale Uniunii Europene. Sappiamo che questa industria non ha più confini né naționali né europei. Este o globalizare a industriei în zona. Abbiamo la globalizzazione dell'industria. Și în acest context, in questo contesto, în fiecare produs alimentar, ogni prodotto alimentare, vom găsi anumite substanțe, conservanți, coloranți, sau anumite ingrediente, o degli altri ingredienti, venite de la mii de kilometri, che arrivano da migliaia di chilometri di distanță. China, de exemplu, per esempio la Cina, este unul dintre cei mai mari exportatori pentru Uniunea Europeană, è uno dei più grandi esportatori nell'Unione Europea, pentru usturoi. Di aglio. De exemplu, care se regăsește în foarte multe produse ca și ingrediente. E un ingredient din tantissimi prodotti. Și atunci, când discutăm de siguranța alimentului, allora, quando parliamo della sicurezza alimentare, sunt convins că avem proceduri, sono convinto che siamo in possesso di procedure, avem autorități, abbiamo delle autorità, care sunt angajate de noi, de fiecare dintre noi, de cetățeni, servono a noi, a tutti i cittadini, a ognuno di noi, pentru a crea acel cadru, per creare un quadro corect, sigur și de încredere, sicuro e affidabile. Dar odată cu criza care s-a adâncit în ultima perioadă, de la o criză financiară, negli ultimi
tempi con la crisi finanziaria si è arrivato la crisi di incredere a una crisi di affidabilità. Și această criză de încredere, questa crisi di fiducia, trebuie identificată, bisogna identificarla, și mai ales să înțelegem că fiecare dintre noi, soprattutto dobbiamo capire che ognuno di noi, și mai ales zona societăților comerciale, e soprattutto il settore delle società commerciali, să se implice, si deve coinvolgere, ca pe lângă campaniile de marketing, affinché insieme alle campagne di marketing, campaniile de educare și informare, di educazione e di informazione, ar putea să recredibilizeze, potrebbe arrivare a una nuova fiducia, fiindcă încrederea cetățeanului, perché la fiducia del cittadino, este încrederea consumatorului, è la fiducia del consumatore, ceea ce ar aduce mai mulți clienți pentru sectorul economic. Questo porterebbe più clienti nel settore economico. Și în acest tabel care este extras din Eurobarometrul Uniunii Europene. Qui abbiamo una tabella che viene dal Eurobarometro dell'Unione Europea. Putem vedea. Possiamo osservare. Că producătorii și distribuitorii. Che i produttori e i distributori. Au aproape același procent ca și risipă, ca și noi consumatorii, ca și gospodării. Prezentano la stessa percentuale di spreco come noi come consumatori individuali. Numai că avem o problemă majoră. Però c'è un problema maggiore. Și risipa noastră a consumatorilor. Anche il nostro spreco noi. Și risipa agenților economici. E lo spreco degli agenti economici. O plătim noi. Viene pagata da noi stessi. Și atunci, din această perspectivă, con questa prospettiva, evaluarea Comisiei Europene pentru 2020, le valutazioni della Commissione Europea per il 2020, ca risipa să ajungă la 128 de milioane de tone, affinché lo spreco arrivi a 128 milioni di tonnellate, va însemna, significherà, într-un sfârșit, până la urmă, alla fin fine, o reducere a puterii de cumpărare a noastră ca și cetățeni, una riduzione della nostro potere d'acquisto come cittadini. Iar din acest context, da questo punto di vista, cred că educarea și informarea, penso che l'educazione e l'informazione, parteneriatul între instituțiile publice ale statului, parteneriato negli enti pubblici dello Stato, asociațiile profesionale ale agenților economici, le asociazioni profesionali degli agenti economici, și organizațiile de consumatori, e le organizzazioni dei consumatori, este singura, sarà l'unica șansă de a crea, l'unica posibilità di creare un cadru, un quadro în care să putem cu adevărat, dove possiamo veramente risipa, ridurre lo spreco, și să creștem încrederea cetățeanului în calitatea lui de consumator în piață. E far sì che cresca la fiducia del consumatore nel mercato in generale. Noi am lansat acest parteneriat public-privat, să-i spunem. Noi abbiamo lanciato questo parteneriato fra pubblico e privato. Aici este chiar o imagine cu reprezentantul Ministerului Agriculturii din România. Reprezentantul del Ministero dell'Agricoltura della Romania. Și acestea sunt câteva materiale ale campaniei. E qui già abbiamo alcuni materiali utilizzati nella campagna. L'am adus pe Garfield ca personaj. Garfield, il nostro testimonial. Ambasador al campaniei. Della campagna. Fiindcă credem. Perché este mai ieftin. Che costa di meno. Să formăm mentalități în învățământul preuniversitar. Di formare la mentalità nella scuola prima dell'università. Decât să schimbăm mentalități. Che cambiare la mentalità. Pentru cei care deja avem o anumită vârstă. Per noi quelli che abbiamo già una certa età. Aș vrea să vă mulțumesc. Vorrei ringraziare. Și sper că împreună cu Italia. Spero che insieme all'Italia, pe lângă comunitatea puternică de români care există în Italia, insieme alla forte comunità romena esistente in Italia, peste 2,2 milioane de români, oltre 2 milioni di romeni,
cittadini romeni. Să nu uităm. Non dobbiamo dimenticare. Esiste una comunità puterica italiana in Romania. Che esiste anche una forte comunità italiana in Romania. De aproape 600.000 italiani. Quasi 600.000 italiani. Care înseamnă agenți economici? Che significa agenti economici? Dar și o comunitate italiană. Ma anche una comunità pe italiana. Care mulți dintre dumneavoastră poate nu cunosc. Tanti di voi forse non siete a conoscenza. Există din perioada dintre cele două războaie mondiale. Esiste questa comunità fin dal periodo interbellico. Și în acest context. In questo contesto. Cred că fiecare campanie și astfel de evenimente. Ogni campagna e eventi come questo. Care se întâmplă astăzi aici. Che ha luogo oggi qui. Se pot întâmpla mâine în România. Potranno essere organizzati domani anche in Romania. Iar unul dintre exportatorii în România sau unul dintre importatorii în România principal. E uno dei principali importatori in Romania. De produse agroalimentare. Prodotti agroalimentari. Este Italia pentru România. E Italia per la Romania. Iar unul dintre principalii exportatori din România din exportatori. Este România pentru Italia de materii prime. Ecco, anche la Romania esporta in Italia le materie prime. Astfel, cred că este extrem de important. E penso che sia assolutamente molto importante. Ca cele două entități să-și găsească. Le due entità trovino un mijloc de colaborare. Un mezzo di collaborare, una maniera di collaborare. Vă mulțumesc. Vi ringrazio. Și nu uitați. E non dimenticate. Suntem consumatori. Siamo consumatori. Și să vorbim nu consumatorii. E parliamo non come consumatori. Ci noi. Ma come noi. Merci. Grazie. Grazie.